Salutare, fraților, iată sunt la un nou episod din Cariera cu Poli Timișoara Ligantă și vă urez un Paște fericit, Hristos a înviat, fraților. Iată, m-am gândit să fac un episod și în ziua de Paște pentru voi și sper să vă placă și vom avea astăzi un meci în Cupa României cu Gloria Buzău care va fi extrem de important pentru noi. Trebuie să ne revenim la realitate și să ne aducem aminte că am fost scoși din Cupa României și din Europa League, scuze, și o să trebuiască să ne facem treaba așa cum știm, Liga 1 și Cupa României. Jucăm la Buzău, păstrăm în continuare atacul Accente Mediop. O care e o coreografie drăguță a celor de la Buzău. Dar nu ne interesează pentru că noi avem suporteri, nu știi, pe Dan Păltinișaru și sperăm să prindem play-off-ul, tate, în acest sezon. Avem o echipă foarte bună. Suntem câștigători a Cupei României și nu ne permitem așa să ieșim din din prima fază. Iată, Sergiu Popovici începe ușor să îi ia fața lui Iasmin Latovlevici și Lucin până la Albu, foarte bine, mai departe Barbosa îl găsește de pe Accente, iar Accente pe Codrea, Codrea pasă la Mediop, iar Mediop scapă acolo cu portarul. Ce-a ratat idiotul, speram să scoate mai mult de acolo, da? Bine a intervenit Șofran. Tot Șofran este la balon. Trebuia să dea mai sus puțin acolo. Popovic recuperează. Buzăul încearcă să facă pressing, dar nu ne merge așa ușor cu noi. Totuși am trecut, suntem în Liga 1 și avem o altă față, să zic așa. Ia să vedem Accente pentru Popovici. Popovici la limită pentru Accente, mai departe. Trece 29 pe lângă, sau 28, cred că este Matei. Pațurcă, ia să vedem acum că e periculos asta. Foarte bine a intervenit Lucin. Accente. Mamă, se joacă dezastros, dar mingea ajunge la Codrea și este bine. Este bine acum Codrea, mai departe. Gol! Matei! Matei reușește să marcheze. Bine, un șut plasat, se simte calitatea lui Matei. Cosmin Matei, un jucător esențial în echipa noastră, zic eu, un jucător care va sta mult timp aici. Mediop, încă o pasă pentru Matei. Matei acum pentru Accente, 2-0, minutul 30. Poli Timișoara face 2-0 și se pare că defilăm în Cupa României cu Buzău.
Ați văzut în episoadele trecute, am distrus Steaua cu 4-1, s-a venit apoi o perioadă neagră pentru noi, ne-am frâns și Astra și CFR-ul, două meciuri la rând accidente, bine acolo pentru Mediopă, dar nu reușește să ia fața. E pericol, scapa Balgiu, apără Hendri. În 2-1. Ne prinde și Buzăul puțin în mișcare și marchează Lazar. Barbosa n-are cu cine combina acolo. Părvulescu îi fură mingea, dar se fluieră prima repriză și iată. Conducem cu 2-1 la pauză, trebuie să mergem mai departe. Sperăm că nu ne încurcăm. Absente. Albu. Absente. Bine pentru Barbosa. Barbosa îl face frumos din corp pe Părvulescu, vine cu centrare, dar este blocată. Mingea lovește pe Lazar și acum Buzăul se poate pune pe contraatac. Pârcălabru până la Pațurcă, dar Șofran a intervenit foarte bine pe direcția mingei. Popovici a încercat Mediopo farfecă, dar nu, n-a ieșit. Minutul 60 în continuare, Timișoara conduce. Codrea. Îi jucăm bine pe Buzuen, dar este periculos, putem fi prinși pe contraatac în orice moment și a dracu pe Pațurcă. Pațurcă vine cu o centrare, bombă, exact ce vă spuneam, 2-2. Marchează, cred că Tucaliuc. Da, i-am cunoscut fața din cariera cu Rapidul. Mediop. Haide Mediop. E bine pentru Accente. Accente. N-are unghiul bun Accente. Vine acum cu o pasă bună. Matei. 3-2. Cosmin Matei. Bravo, bă, băiatule. Ce să mai a fost meciul lui astăzi? Ia să vedem cum se descurcă Albu pe postul de fundaș.
Offside. Popovic, e bine, accente. E bătăiu, smirce, accente. Mai sunt 10 minute, iese și Pațurcă și intră Iulian Roșu. O, ce intrare urât acolo la accente, va executa Barbosa. N-a executat rău. Acum o bombă bună lui Rață. Tot va din Rață, ajunge mediop și îl întinde serios pe portarul Buzoienilor. Accente. Corner. Este 4-2. Accente face dubla. Dubla accente, dublă Matei. A fost o învălmășeală acolo. Iată, s-au blocat doi dintre jucătorii Buzoenian. Mircea Accent a venit cu un șut lângă bară și acesta a fost deviat. Să nu mai contează, contează că avem 4-2 și avem un vibe bun că echipa noastră merge. Ea lungă pentru accente, accente se întoarce, nu dă rău deloc, dar minge ajunge la Rața. Șofran încearcă o bombă, iar mingea trece milimetri pe lângă poartă și se încheie partida 4-2, nebunie pentru Buzoieni, sunt huiduiți într-un stil mafiot și să vedem cine cu cine este mai departe acolo, ce adversar vom avea. Mai sunt câteva meciuri, probabil se joacă acum. Bahari are ofertă de la Al Raed. Trebuie să ne dea și nouă mai mult, că ia să vedem. Am picat cu Viitorul Constanța. E ok, nu pot să zic că... Mamă, dar iară jucăm urât, iau te UTA pe 22 și cupă pe 24 și 27. Ne sparge. Iar acum vom avea meci cu Chindia, probabil și Chindia se află pe lângă noi pe acolo. Nu chiar, Chindia este pe 4 și are 17 puncte, noi avem 12. Ar trebui să-i batem ca să ajungem mai sus. Florea Chirchie și Erbon Dumitrașcu. Nu pot să zic că e o echipă extraordinar de bună, dar nici nu mai contează. Alba costă. Hai să-l mai bag și pe jur și să nu zică că nu joacă.
Seattle pe Terziev, jucător, am avut noi combinația, noi l-am dat la schimb cu Pițian, care stă rezervă în mare afacere, n-am făcut. Dar ce putem noi să facem? Hai să ne concentrăm și să câștigăm, că avem nevoie de victorie în Liga 1. Jurj, care a ieșit după cele întâmplate în dubla cu Valencia. Accente, Mediop. A încercat să salte balonul acolo sus, dar nu a ieșit cu Terziev și a tras cum pe Ioniță. O pasă spre Șerban, Șerban ajunge din timp la balon, dar este luată cu fulg cu tot de Jurj. Jurj este într-adevăr un jucător dur, un jucător care nu stă prea mult timp pe gânduri. Toșca, acum Mera la balon, greșește. Accente, haide mici accente, acum se întoarce. Vine cu o pasă bună pentru Mediop. Mediop se întoarce. Bine așa. Nu știu cum a ajuns mingea la Ioani, dar este periculos, însă acesta o trimite în afara terenului. Și acum Mediop se întoarce frumos acolo din corp. Îl face pe terție, Mediop vine cu șutul în fumba. Ocazie mare. Trebuie să fim puțin mai atenți. Jurj, Codrea, Dorin Codrea. Barbosa, Mediop îl vede bine pe Matei, acesta urcă. Este imprevizibil fundașul Matei, atât o trecere bună. Eu pune pe șut lui Barbosa și acesta trimite peste poartă. Îmi place de Matei, se pare că s-a integrat bine acolo la jumătatea terenului și ne va ajuta cu siguranță să prindem lupta de play-off. Haide accente, bine. Haide Matei, tot Matei, dai băi Mediu, băi tată, bă. Mă, cât de bine s-a băgat la Tovlevici. Iar acum Matei atacă balonul. Matei mai departe pentru Mediop, acum se întoarce. Codrea, wow! Pe unde a trecut asta? Era imparabilă. Mediop, accente, îl execută pe Ioane, minutul 40, deschidem scorul. Cinci goluri deja în Liga 1 pentru accente. Recuperează Codrea mai departe pentru accente își face culoar, dar mingea este șutată
Am deplorabil. Barbosa. Accente, medio, medio. Medio scapă cu aioane și rupe plasa. 2-0. Pe cum să-i scot eu pe ăștia doi din echipă dacă e joc? Deja mă gândesc serios să-l pun pe lista de împrumuturi pe Hefte. Barbosa, accente. Pentru Matei. Matei are un șut bun, dar nu și de data asta. Nu mai poate Mediup. Îl băgăm pe Male și îl băgăm și pe Bahari. Accente. Nu era Bahari, Bahari. Oh, 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 nu cred. I-a scos-o de pe linia porții. I-a scos-o de pe linia porții. Giorza. Malele, Malele. Apără Aioani. O execuție superbă a lui ea. Bahari merge acum. Toșca! Oh, îl vede ieșit pe Ioane și încearcă. O execuție de mare fundaș. Să vedem dacă o prinde Neguț, să nu mai. Iese și Cherchez, intră Berisha. Accente. Mai departe pentru Barbosa, Barbosa, acum Barbosa nu dă drumul la balon. Îl ceartă Malele că nu i-a dat pasă. Și are dreptate. Acolo se pasa. Ce prost a dat ăla cu capul. Hai să mai schimbăm un jucător. Îl băgăm și pe Șerbănescu. Șerbănescu acolo la balon, are viteză bună, Șerbănescu a încercat o pasă pe jos, dar s-au prins jucătorii târgovișteni. Amir Giorza, e bine, e Malele, e Malele, e Malele, și unde trage Malele, 3-0. Bun, se faz Malele.
Bine, Barbosa. Matei. Pentru marele, marele, marele trece frumos, marele. Mai departe pasează lui Bahari, Bahari vine acum concentrare pentru marele. Dublă marele, 4-0. O execuție ciudată, dar important e că a ieșit lui Stefan Malele. Da, nu știu cum a dat-o. Important e că a dat-o. Și este 4-0. Cindia este înmărmurită de rezultat. Bine, Hindrich! Ia că a luat accente, a luat accente și se mai poate întâmpla ceva. Bahari! Aproape să dea și el 5-0. Ce ratări a avut Puștiu? E ghinionist, n-am ce să-i zic. E ghinionist, dar e bun. Are calitate. Toșca la balon. Jurj. Încă o dată Bahari, Bahari, Bahari acum o pasă pentru Matei. Matei, Matei mai departe pentru Malele. Malele. Și se termină meciul care mai dădea Malele una. Frumos, un meci care chiar m-a răcorit, să spun așa. A luat 10 Malele, a intrat în minutul 70 și a făcut numărul. Dan Alexa. Și urcăm până pe 6 în acest moment. Sper că v-a plăcut cariera mea și ne vedem și în zilele următoare cu alte episoade. La revedere!